Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în această seară la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Subiectul din această seară este unul extrem de interesant pentru o bună parte a populației, cei care sunt mai tineri, care au copii de vârstă preșcolară, școlară. Probabil v-ați dat seama, este vorba de controversata clasă pregătitoare. Introdusă pentru prima dată în anul școlar 2012-2013, aceasta a stârnit reacții dure din partea părinților la vremea respectivă, unii dintre ei apelând chiar la justiție și acuzând statul de iresponsabilitate. Dar legea care reglementează clasa pregătitoare este în vigoare și prima obligație a guvernului este de a respecta legea, și care spune că un copil care a împlinit 6 ani trebuie să fie inclus în învățământul obligatoriu. Dincolo de acest subiect s-a pus și problema de ordin funcțional. Unde îl prinzi pe acest copil? Îl prinzi în grădiniță sau îl prinzi la școală, în ciclul primar? Acesta este un subiect pe care guvernul a promis că îl va rezolva în curând și probabil mâine chiar. Până atunci vom încerca să aflăm în această seară care este situația la nivelul județului Giurgiu, ce părere au cadrele didactice, inspectoratul școlar și nu în ultimul rând părinții despre acest lucru. Pentru a discuta subiectul am invitat în platou două doamne, două cadre didactice recomandate de experiența lor didactică. Este vorba de doamna Mariana Nidela, profesor la Școala Generală numărul 6. Bună seara, bine ați venit! Și doamna Adriana Gaghi, educatoare, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Va fi alături de noi prin telefon de data asta însă și domnul Petre Petre, inspector școlar general. De asemenea, cei dintre dumneavoastră care vor să transmită mesajele o pot face, aveți acolo afișat numărul de telefon și poate, dacă timpul ne permite, spre finalul emisiunii să luăm și câteva telefoane. Din partea părinților ne-ar bucura dacă am avea și câteva opinii. Așadar, doamnelor, discutăm despre încă un pas făcut de reforma învățământului, un pas făcut pe un drum care pare lung cât o zi de post, că de 20 de ani se tot face reformă și n-am terminat. Este a nu știu câta generație care trece prin acest lucru. Aș vrea să aflu întâi care este părerea dumneavoastră despre această clasă pregătitoare. Și o să încep cu doamna Gaghi, pentru că dumneavoastră ați avut la grădiniță o grupă pregătitoare pentru școală, copiii unde erau pregătiți să facă față clasei întâi. Rigorilor clasei întâi, da. În primul rând vreau să vă felicit pentru ideea de a aborda o astfel de temă, care, așa cum ați spus, este destul de controversată și, de asemenea, vizează o mare parte a populației. După cum bine știți, inițial această hotărâre a fost primită cu destul de mare reticență, pentru că așa sunt oamenii obișnuiți să privească spre nou cu mai multă neîncredere decât sunt obișnuiți cu lucrurile comune pe care deja le cunosc foarte bine și le traversează cu succes. Pot spune că în acest moment, după un semestru de desfășurare a activității în clasa pregătitoare, lucrurile nu mai stau deloc așa. Personal, în perioada în care a fost inițiată clasa pregătitoare, lucram ca profesor la o grădiniță și ulterior am trecut la inspectoratul școlar. Deci, acest punct de vedere vi-l împărtășesc din dubla mea calitate, de cadru didactic de foarte scurt timp și de inspector pe problemele învățământului preșcolar. De ce vă spun că lucrurile s-au schimbat? Deoarece părinții au văzut că adaptarea copiilor s-a făcut foarte, foarte rapid, cu mult mai mare ușurință decât în clasa întâi. De asemenea, reticențele colegelor noastre educatoare legate de faptul că își vor pierde clasele și implicit normele didactice
au fost dobărâte de faptul că au fost suficienți copii pentru a se putea forma grupele de preșcolari și acolo unde a fost necesar s-a coborât un pic vârsta de intrare în grădiniță, așa cum sunt și recomandările Ministerului Educației Naționale pentru educație timpurie, în așa fel încât nu au mai existat probleme de formare ale grupelor. Cam la cât a grupelor. Scăzut vârsta de acces în grădiniță, care era de 3 ani? Da, în funcție de posibilitățile și de dezvoltarea fizică și psihică a copilului, copilul poate să vină în grădiniță și la vârsta de 2 ani. Este integrat într-o grupă mică sau mijlocie în funcție de ce posibilități are grădinița respectivă, că nu toate grădinițele au cele trei grupe de vârstă și de cele mai multe ori acest lucru este un succes. Sunt și rare situațiile în care copiii nu se pot adapta suficient și atunci se renunță pentru o perioadă delimitată de timp, o lună, două, după care din nou se face reintegrarea în mediul preșcolar. Doamna Nedelea, știu că sunteți și formator. Da. Ați făcut cursuri cu doamnele învățătoare pentru a face față cerințelor acestei clase pregătitoare. Care a fost, eu știu, principalul lucru pe care a trebuit să-l facă, să-l schimbe în ceea ce erau obișnuite să facă în mod normal? Trebuia să, în primul rând, să schimbe modul de a gândi, modul de a vedea, de cum vezi să organizezi toate cunoștințele pe care trebuie să le transmiți copiilor. Ăsta a fost principalul lucru, punctul forte, lucru principal de care s-au izbit învățătoarele noastre. Venim din învățământul tradițional, unde ora de matematică e ora de matematică, limba română e limba română și am pus punct, s-a sunat, am ieșit în pauză, data viitoare trec la educație muzicală. Chiar dacă eu am acolo legătura ancoră, este o etapă în cadrul desfășurării lecției și merg cu cunoștințele și în zona unui alt obiect. Predarea interdisciplinară care este abordată la clasa 1 îl obligă pe învățător să vadă altfel structurat ziua respectivă. Începem cu momentul, am preluat chiar de la grădiniță, momentul de dimineață, unde îmi structurez foarte bine ideile, pun accent, pentru că eu știu ce urmează să desfășor în ziua respectivă, pun accent pe acele idei, îmi stabilesc obiectivele acelei zile și de acolo trec dintr-o activitate în alta, încât, la un moment dat, colegele mele spuneau, acolo chiar nu m-am dus cu mintea să ajung. Atât de departe ajungem cu cunoștințele. Da, atât de departe ajungem cu cunoștințele și copiii chiar merg până acolo cu cunoștințele. Eu nu-mi fac probleme că nu se vor adapta și nu-și vor da nici silința să facă lucrul acesta. Avem cadre didactice cu experiență care pot să facă lucrul acesta. Dar totuși, vedeți, spunea doamna Gaghi, de reticență la nou. Poate pentru cineva care a trăit în România și care s-a izbit și de mentalități și de știm cum stau lucrurile la noi totuși. Categoric. Adică sunteți convinsă că toate cadrele didactice care vor prelua această clasă pregătitoare se vor adapta așa de ușor? Nu, orice început, orice schimbare e grea. Are și presupune un volum de muncă foarte mare, mi se pare. Enorm. Volumul de muncă pentru cadrul didactic este enorm. Schimbarea aceasta de la învățământul tradițional la predarea interdisciplinară implică un volum de muncă enorm pentru cadrul didactic. Așa este. Reticențe au fost. Am întâlnit. Vreau să vă spun însă că am fost extraordinar de încântată la evaluarea pe care am parcurs-o la sfârșitul cursului, la sfârșitul perioadei de formare, să văd că oamenii au venit cu lucruri practice din experiența lor de 2 luni de zile la catedră, pentru că acum, ca orice început, așa cum ați spus, au fost discuții și discuții, implementarea
aceste clase pregătoare s-a făcut foarte târziu. Cursul de formare al cadrului didactic s-a făcut în perioada 28 august 5 septembrie. Iar omul a fost pus în fața faptului împlinit și a venit, el a învățat din mers cot la cot cu copilul. Vedeți exact ce spuneam, stilul nostru. Întâi tăiem și pe urmă măsurăm și ne dăm seama că am greșit, că trebuia să tăiem altfel. Mai ales că formarea aceasta a fost în perioada aceea formare față în față, cum stăm și noi acum de vorbă și am desfășurat. Chiar dacă eram oameni, eram adulți, ne puneam în pielea copilului, ne transformam, ne aduceam la vârsta copilului și vreau să vă spun că formarea am desfășurat-o la școala 8, în sala de festivități și era întâlnirea de dimineață și multe alte lucruri pe care le desfășuram pe scenă. Vă spun că așa a fost niște sentimente deosebite în rândul cadrelor didactice. Chiar se transpuneau în pielea unui copil și desfășuram activitățile. După aceea a fost lucru pe platformă, lucru în care trebuia să-și împărtășească din experiența pe care o căpăteam fiecare zi. Felul în care se alcătuiesc documentele sunt diferite față de ce făceam noi până acum. Venim cu proiectare zilnică, venim cu proiectare săptămânală, venim și interdisciplinar, merg cu proiectarea și pe verticală și pe orizontală, în așa fel încât să-mi asamblez cunoștințele de la un obiect la celălalt. Nu mai avem strict limba română, matematică, educație muzicală, avem... Și cine stabilește toate aceste învățătorul. Lucruri? Învățătorul. Deci este... În funcție de programele pe care le avem, sunt programe stabilite, aprobate de minister și în funcție de acele... Obligatorii sau orientative? Au și parte obligatorie și parte orientativă. Volumul de cunoștință pe care un copil trebuie să-l parcurgă pe un interval de învățământ, pe un interval de învățământ, este obligatoriu. Modalitățile în care acest lucru poate fi făcut rămâne la latitudinea învățătorului. Eu mă bucur că din spusele colegei mele reiese faptul că munca învățătorului a fost titanică. Aceasta este munca educatorului de foarte mulți ani, iar noi în învățământul preșcolar folosim această metodă integrată, pentru că este vorba de o proiectare integrată, de 4 ani de zile, în urma unui program foarte bine stabilit la nivelul tuturor educatoarelor și la nivelul tuturor cadrelor care lucrează cu copiii preșcolari. Învățământul primar, prin cooptarea acestei clase pregătitoare, a împrumutat, de fapt, pe o altă scară, bineînțeles, foarte multe, foarte multe din metodele folosite în învățământul preșcolar, în așa fel încât rigiditatea trecerii spre clasa 1 să fie mai mică, să fie flexibilă și copilul să capete un alt statut social, acela de elev, fără discuție, fără a suferi traume deosebite. Acest lucru este foarte important pentru că, de fapt, asta și-a propus în această clasă pregătitoare. Socializarea mai devreme a copilului cu atmosfera din școală și continuitatea pe un ciclu de învățământ prin folosirea aceluiași cadru didactic. Și folosind mai mult metodele din grădiniță, metoda jocului fără pe care îndoială, se bazează da, activitatea. Avem foarte, foarte multe lucruri comune. De la aranjarea mobilierului în sala de grupă sau în sala de clasă, de la ambianța de joc pe care o percepem și într-o grupă de grădiniță și într-o sală de clasă, de clasă pregătitoare, avem de asemenea același tip de proiectare didactică integrată, interdisciplinară și... Se folosesc în general aceleași metode de evaluare alternativă prin metoda portofoliului, de exemplu, ca evaluare alternativă, o multitudine de material didactic pus la îndemâna copilului care îi facilitează rolul învățătorului în fața elevului. Știindu-se faptul că acești copii au la această vârstă o gândire intuitivă. Și atunci este nevoie de un bogat suport material,
un bogat suport material didactic, de material didactic, care să faciliteze formarea competențelor, pentru că asta urmărim, formarea de competențe ale acestor copii, fără să mai fie traumatizați psihic de trecerea la școală. Știți că sunt bunici și sunt părinți care, din nefericire, încă mai există, care spun, lasă că te duci tu la școală, vezi tu pe naiba. Deci noi suntem cumva un fel de baubau și copiii ne percep fiind prezentați așa în familie, ce spune mama, ce spune tata e sfânt, ne percep ca pe un fel de baubau. Din primele zile își dau seama că, de fapt, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Atmosfera de joc este îmbinată cu atmosfera de învățare. Copiii nici nu-ți dau seama că învață. Asta este idealul. Cel mai important lucru. Și spuneați de cadrele didactice, dacă se pot integra, să știți că nu au încotro. Pentru că nu te lasă copilul, trebuie să lucrezi foarte mult. Prin eforturile guvernului s-au făcut, și doamna profesoară ne poate confirma lucrul acesta, niște investiții foarte importante, nu numai prin mobilier, pentru că spațiile erau deja existente în școli, dar și prin seturi deosebite de material didactic, care sunt la îndemână profesorului sau învățătorului de la clasa pregătitoare. Înseamnă că sunt privilegiate din acest punct de vedere. Să știți că da. La materialul didactic. Da. Și noi am primit oarece dotări din punct de vedere al materialelor didactice în proiectul PRET, proiect național de o deosebită amploare despre care vă vorbeam, în care și noi ne-am familiarizat cu predarea integrată și lucru pe metodele proiectului. Da. Și dacă tematic. Stăm să ne gândim, chiar denumirea clasă pregătitoare, suntem în clasă, nu suntem în grupă, suntem la școală, pregătitoare mă pregătește pentru clasa întâi pentru a fi elev. Da, speculați dorința copiilor de a ajunge mai repede la școală, de a fi și ei considerați ceva mai mari. Categoric. Dar ajung ei să-și dea seama mai târziu și să regrete, dar e prea târziu. Iar faptul că începem să lucrăm pe competențe, pentru că programele vizează formarea de competențe, este un lucru, un câștig pentru noi și pentru copii. Va exista evaluare a copiilor? Că până la urmă trebuie să vezi dacă munca ta are o finalitate, în ce se bine, vede. Cadrul didactic evaluează în fiecare zi copilul. Evaluează în fiecare zi, își evaluează munca, să vadă în nivelul în care copilul a însușit, chiar dacă el știe că m-am jucat, el a învățat jucându-se. Pentru moment și s-au adus de la minister niște formulare pentru a se evalua aceste competențe, dar acesta este la sfârșitul anului școlar. Și noi, la formarea noastră ca formator, noi am spus că nu este suficientă această evaluare numai la sfârșitul anului școlar. Mai mult de atât, una din fiecare competență trebuie să fie completată dacă s-a format acea competență sau este în curs de formare, ceea ce nu, este insuficient și nu ne arată nivelul adevărat la care sunt copiii. Dacă îmi permiteți, la nivel preșcolar în acest moment, și bănuiesc că se va împrumuta și această formă de evaluare către clasa pregătitoare, există un mod de evaluare inițială, firesc, una de parcurs sau sumativă de final, în care se vorbește despre comportament în dezvoltare și comportament atins. Așa cum spunea și doamna profesoară, nu se poate face un pas înainte fără să ai o diagnoză exactă a ceea ce ai realizat. Este în van să pornești să-ți propui să faci mai mulți pași dacă nu știi că în spatele tău există suficiente cunoștințe și competențe care să-ți permită înaintarea spre țelul pe care ți l-ai propus. Și acest lucru ți-l dă măsura dezvoltării copiilor, măsura muncii tale, fără îndoială, măsura în care te-ai implicat în activitatea pe care ai făcut-o, măsura în care răspunzi în final noului pe care ți-l impune această clasă pregătitoare. Vreau să vă mai mărturisesc că, prin natura poziției pe care o am acum,
Am fost invitată la o inspecție de grad 1, inspecție specială de grad 1, la o clasă pregătitoare. Am fost încântată. De ce? Pentru că doamna profesoară care susținea lecția a funcționat ca educatoare până în acest an școlar, acum a preluat clasa pregătitoare, iar randamentul copiilor era minunat. Se citea pe fața lor că sunt foarte fericiți la școală, de fapt asta ne interesează pe noi, nu? Copilul să pășească nu numai din obligativitate și el să nu simtă această obligativitate, să simtă că este fericit la școală și acolo are posibilitatea unei dezvoltări plenare pe măsura ceea ce își dorește el. Da, eu rămân la convingerea mea că va fi fericit pe foarte scurt timp, că după aceea va intra în programele alea încărcate și ghiozdanele pline de cărți și temele pentru acasă și se va lămuri cu măcar un an să fie și el fericit în școală. Să știți că spunea o colegă că a avut copil cu febră 40. Și mama n-a putut să-l țină acasă, că el vine la școală și a venit la școală cu febră 40, deci vine de drag la școală, cu atât de mare plăcere vine la școală. Doamna profesoară, de ce nu puteți să-i faceți să vină cu drag la școală până în clasa 12, mai zi, măcar până în clasa 8-a? Să vină cu drag la școală. Poți să fiți surprinsă, v-am întrerupt, vă rog. Nu, spuneți. O să fiți surprinsă, dar sunt copii care merg cu drag la școală și acum. Din păcate, numărul lor câteodată nu este cel care ni l-am dorit, dar sunt foarte mulți copii care știu ceea ce doresc de la viață. O să fiți surprinsă de faptul că doamnele profesoare, doamnele educatoare au niște programe deosebite pe care le dezvoltă și le desfășoară, de fapt, în cadrul Bibliotecii Județene. Biblioteca Județeană are program cu punerea la dispoziție a sălii dotată cu toată aparatura necesară pentru desfășurarea multor activități. Copiii noștri încă mai citesc. Sunt foarte mulți copii care citesc. O vizită la Biblioteca Județeană vă va lămuri că lucrurile acestea se întâmplă și nu sunt gogorițe. Poate că noi ne propunem mai mult decât putem realiza în acest moment. Avem așteptări prea mari. Și în plus de asta, în societatea noastră de astăzi, valorile s-au inversat. Valoarea adevărată, de multe ori, vedem la televizor niște exemple care... Da, din păcate, televizorul ăsta ne... Pe care copiii le copiază și de multe ori mi-a fost dat să văd chiar părinții le insuflă niște lucruri. Nu vreau să trecem în altă zonă, e un alt subiect pe care dacă o să o țin tot așa cu subiecte de învățământ, sigur o să ajungem să-l discutăm. Recunoșteam mai devreme că de când am început emisiunea cam 80-90% din subiectele mele au fost din învățământ. Recunosc că e un subiect care mă pasionează, mi se pare extrem de important pentru că el pregătește viitorul României și dacă nu avem grijă de copiii noștri, înseamnă că nu avem grijă de țara noastră până la urmă și de bătrânețile noastre, de ce nu? Și nouă ne face mare plăcere faptul că atât de mare procent vizează învățământul pentru că sunt problemele noastre de zi cu zi. Să revenim la subiectul nostru. Aș vrea să, așa cum spuneam, o să avem prin telefon și pe domnul inspector general Petre Petre. O să-i rog pe colegii mei să ne facă legătura telefonică, dacă se poate, și când este gata să ne anunțe. După ce vom vorbi cu domnul inspector, dacă vom reuși legătura, o să vă rog, doamna Nedelea, pentru că ați participat. În primul rând, ar fi trebuit să mai spun că dumneavoastră faceți parte din Asociația Învățătorilor Giurgiuveni. Învățătorilor Giurgiuveni. Sunteți președinta Asociației Învățătorilor Giurgiuveni și există o asociație națională sau fiecare județ își are asociația? Nu, este o asociație națională. Așa, și care deci sunteți afiliați? AGIRO, Asociația Generală a Învățătorilor din România. Da. Din România și de peste hotare, pentru că la întrunirile noastre, la activitățile noastre, întotdeauna participă învățători din Moldova, din Serbia, din Bulgaria, și au și acolo asociații ale învățătorilor care sunt afiliate AGIRO și...
Da. Și o să discutăm și pe baza a ceea ce s-a întâmplat acolo, mai ales că a fost prezent și domnul Remus Pricopie, ministrul învățământului. Și domnul Fedorca. Și s-au spus lucruri interesante acolo, deși nu foarte clare, pentru că nici ele nu sunt foarte clare. Colegii mei îmi spun că avem legătura cu domnul inspector. Alo? Da, vă rog. Bună seara, domnule inspector general. Bună seara, doamnă. Domnule inspector, sunt în studio cu două doamne cadre didactice, discutăm despre clasa pregătitoare, despre partea teoretică, despre partea practică. Dumneavoastră, ca șef al învățământului giurgiuvean, ca să zic așa, aveți responsabilitățile dumneavoastră. Pe lângă bunăvoința învățătorilor, pe lângă efortul deosebit pe care îl fac ei, au nevoie și de sprijin, au nevoie de spațiu, au nevoie de material. Din punctul acesta de vedere, care sunt atribuțiile inspectoratului și ce ați reușit să rezolvați? Pot să vă informez pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră că până la această oră am realizat recensământul elevilor, copiilor care urmează să devină elevi în clasa pregătitoare și chiar am făcut un proiect prin care am propus un număr de 119 clase de clasă pregătitoare pentru anul școlar următor. Sunt suficiente? Numărul acesta este suficient, bineînțeles, în care vor fi cuprinși toți copiii care vor împlini vârsta potrivită pentru această clasă pregătitoare până la 31 august anul în curs. Dar am înțeles, deci clasele sunt suficiente, dar cu ce număr de copii la clasă? Legea Educației Naționale prevede un număr mediu de 20 de elevi la o clasă pregătitoare, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25. Și în ce limite se, adică și care vor fi efectivele? Nu v-am înțeles, vă rog, dacă se și dumneavoastră unde vă încadrați, la minim, la maxim, la mediu cu aceste clase? Doamne, sunt diferite situații. Vor fi clase care vor funcționa cu număr mai mic de elevi și clase care vor funcționa cu număr maxim de elevi. Da. Bun, deci aici în asigurarea spațiului de desfășurare la activității în școli, dotarea cu materiale, mobilier? Din acest punct de vedere, să știți că acești copii care urmează să intre în clasa pregătitoare sunt oarecum avantajați, deoarece există în acest an clasă pregătitoare și s-au făcut eforturi financiare deosebite pentru dotarea lor cu mobilier nou și cu material didactic. Deci problema este în mare parte rezolvată. Vor apărea un număr de 38-40 de clase în plus și pentru acesta va trebui să întreprindem măsurile necesare pentru a fi dotate cu mobilier și cu material didactic. În rest, lucrurile funcționează și totul este în regulă. Și în privința pregătirii cadrelor didactice pentru numărul acesta al claselor este mai mare anul acesta decât anul trecut școlar? Da, este adevărat, v-am și relatat, da, doamnă, mai înainte, că numărul este mai mare cu vreo 38 de clase. Și cadrele didactice care vor preda la aceste clase vor beneficia de pregătire? În mod categoric. Este o condiție pe care Ministerul a impus-o deja și care funcționează. La clasa pregătitoare nu vor preda decât profesori din învățământul primar calificați și care vor urma niște cursuri de formare în acest sens. Când se va desfășura acest lucru? Aveți deja programată această instruire? Această instruire se va desfășura cel mai probabil la vară, pentru că încă nu știm exact care va fi mișcarea personalului didactic din acest an școlar. Deci ne puteți asigura că din punctul dumneavoastră de vedere, din punct de vedere organizatorii, ca să spun așa, lucrurile stau bine, sunt pe făgașul normal, ca să zic așa. Sigur că da, nimeni nu trebuie să-și facă niciun fel de probleme. Copiii care au vârsta potrivită vor fi cuprinși în clasa pregătitoare. Nimeni nu trebuie să aibă niciun fel de îndoieli în privința aceasta. S-ar putea să aveți probleme pentru că știți că
La grădiniță nu prea mergeau toți sau și acum prinși în clasa întâi de la 6 ani obligatoriu va trebui după unii să cam alergați. Nu vor fi cuprinși în clasa întâi de la 6 ani. Clasa aceasta pregătitoare, da. Va cam trebui să alergați după ei, că nu prea vin. Sunt convins că, să știți că există o mare diferență de statut, ca să zic așa, al copilului de la grădiniță la clasa pregătitoare. Acum activitățile sunt obligatorii, programul este mai strict și sunt convins că se va implica mai mult și familia și școala și atunci lucrurile vor decurge normal și bine. Nu vreau să vă pun în dificultate sau să vă întreb ceva ce nu puteți, nu sunteți în măsură să răspundeți dumneavoastră personal, dar am și eu o curiozitate. Să spunem că nu reușim dintr-un, eu știu ce motiv, să aducem un copil în această clasă pregătitoare și nu parcurge etapa asta. Ce se întâmplă în clasa întâi? Merge așa în clasa întâi? Doamna, învățământul obligatoriu, conform legii învățământului, cuprinde învățământul primar și învățământul gimnazial. Din învățământul primar face parte și clasa pregătitoare. Dacă vor fi și astfel de cazuri particulare, sunt convins că Ministerul Învățământului va găsi o soluție în avantajul copiilor. Pentru că știți că sunt foarte mulți copii care nu vin la școală, familii care nu-și dau copiii la școală sau nu-și dau la grădiniță și așteaptă să-i dea la școală sau nu știu, mă rog. Astfel în sensul acesta v-am întrebat. Vor fi rezolvate punctual în funcție de fiecare caz în parte. Vă mulțumim, domnul inspector, și când veți avea și dumneavoastră date mai multe, când se va hotărâ guvernul și va pune punctul pe i în locul nostru, atunci probabil că vom discuta pe lucruri concrete care vor fi realizate. Vă mulțumesc încă o dată. Bună seara! Eu vă mulțumesc. Bună seara! Mai sunt încă lucruri de rezolvat, dar până la urmă, dacă e lege, nu-i tocmeală și toate trebuie să se desfășoare așa cum... Pentru că ați întrebat de formare, din câte știu eu ca formator național, în vara aceasta, poate chiar de prin luna mai, se va începe formarea cadrelor didactice și pentru în perioada următoare vor participa cei de la clasa a 3-a și a 4-a, de la cele două clase vor participa. Rămânând cei care acum au clasa 1 și clasa 2 într-o altă etapă. Așa cum spunea și domnul inspector, este o condiție să poți preda la clasa pregătitoare, să ai acest curs de formare. Și probabil pe viitor și profesor pentru învățământul primar și preșcolar. Da, pentru că nimeni nu deprofesionalizează învățătorii sau educatoarele. Departe de noi acest gând. Dar atâta vreme cât există cadre care au făcut un pas pentru formarea lor, un pas deasupra celorlalți, este firesc să apelezi la acești profesori și să-i valorizezi, să apelezi la acești profesori și să le valorizezi cunoștințele. Dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că în privința frecvenței lucrurile s-au schimbat un pic. Odată cu implementarea programului Laptele și Cornul, să știți că frecvența la grădiniță s-a îmbunătățit covârșitor. Asta, pe de o parte, este un lucru foarte bun, pe de altă parte, ne duce cu gândul la ideea că sunt foarte multe familii nevoiașe care încă au nevoie de acel corn și lapte. Copiii vin la grădiniță chiar și pentru acest lucru și odată ce au prins gustul activităților desfășurate în grădiniță, frecventează, iar opinia părinților este schimbată totalmente. Ei își dau seama, având experiența rudelor, a prietenilor, își dau seama că, de fapt, venirea la grădiniță nu este egală cu venirea într-un spațiu de joacă, ci cu venirea într-un loc în care copiii sunt pregătiți să pășească în noua treaptă și să facă față solicitărilor și rigorilor unui program școlar cu adevărat. Da, să revenim la ceea ce începusem înainte de discuția cu domnul inspector general. Este vorba de această asociație a învățătorilor care a organizat o întâlnire. Da, o întâlnire la Slobozia de Alomița.
Noi am demarat un proiect, clasa pregătitoare, de la deziderat la realitate, la realizare, pentru că am considerat că o evaluare la sfârșitul anului școlar nu este suficientă. Este bine să vedem unde ne aflăm, unde am ajuns, să vedem cât de bine am reușit să implementăm această clasă pregătitoare, care este părerea actorilor, a beneficiarilor direcți, și să urmăm pașii următori pornind din acest loc. Am considerat că această evaluare este o evaluare a unor oameni care știu despre ce este vorba, a unor oameni inițiați, a unor oameni care își pot spune părerea despre acest lucru. Pentru a vedea care este realitatea, noi am aplicat un chestionar atât părinților, cât și cadrelor didactice. Când spun cadre didactice, nu mă refer la învățători strict, la cei care predau la clasa pregătitoare. Din asociațiile noastre fac parte și educatoare. Chestionarul respectiv a fost aplicat atât educatoarelor, cât și învățătoarelor. Da, am și eu aici acest chestionar și eșantionul de chestionare aplicate au fost în 26 de județe s-au aplicat chestionarele unui număr de 3689 de persoane, din care 2687 sunt părinți, iar ai elevilor din clasa pregătitoare, iar 1002 cadre didactice din învățământul primar. Spre surprinderea noastră, rezultatele sunt asemănătoare dacă le-am pune în oglindă, pentru că au avut și întrebări asemenea. Avem copilul dumneavoastră a frecventat grădinița. Da, și aici vine să întărească ceea ce spuneați dumneavoastră. Din cei chestionați, 95% au răspuns da, doar 5% au spus nu. Considerați că este bine că s-a inclus clasa pregătitoare în ciclu primar, 75% dintre părinți au spus da, 17% nu și numai 8% nu știu. Iar părinți, iar cadrelor didactice, și mai avem, considerați că este un lucru deosebit de important, considerați că este necesară introducerea acordării calificativelor sau notelor și la clasa pregătitoare, 25% au răspuns da, 63% nu, 12% nu știu. Este un lucru deosebit. Copilul nu este, pentru că cu siguranță sunt părinți care cer acest lucru, să fie evaluat, să li se dea calificative. Sunt părinți care spun, vezi, să-mi vii cu foarte bine, cu excelent, cu copilul nu mai are această grijă să nu iau. Și am văzut copil, am avut la mine în clasă, în momentul în care veneam la clasa întâi și dădeam o dictare, plângea și era atât de iritat și atât de, cum să vă spun, de impacientat, că dacă nu ia foarte bine, cum mai merge acasă? Este un lucru extraordinar, copilul este liber, este dezinvolt, copilul se manifestă liber și învață jucându-se. Este un lucru extraordinar, iar sondajele arată că 63% spune nu. Nu. Și până la urmă, cum ar fi bine sau cum s-ar putea face totuși, că trebuie să existe, știți că e și la grădiniță, avem acele lucruri, bulinuțe, clasa pregătitoare este extraordinară. Deci calificativ, dar nu se numește există așa, tot stimulant. Este un stimulant care notează în funcție de culoarea stimulantului, de formă, de creativitatea cadrului didactic, reprezintă un foarte bine și fără îndoială că acești item sunt explicați copiilor. Copiii știu foarte bine că o bulinuță roșie înseamnă o conduită foarte bună și o bulinuță neagră înseamnă o conduită care lasă de dorit. Știu exact. Sau sunt activități la care el participă. De exemplu, la sfârșitul zilei realizăm o evaluare. Tu ai fost extraordinar astăzi, îl încurajăm. Uite, mâine, dacă vei fi și ar trebui să vii printre primii copii, să stabilești prezența și să vezi cine lipsește, cine este absent. Copiii, nu se mai face prezența aceea. Ionescu, Popescu prezent. Nu. Avem undeva în clasă, pe perete, puse jetoane cu diferite
diferite flori, diferite, în funcție de imaginația și creativitatea învățătorului, pe care scrie numele copilului. Pentru început copilul nu știe să scrie și atunci are cum să vă spun, un simbol fiecare copil, mai târziu el învață să citească și va și citi și pune într-o altă parte jetonul copilului prezent, rămânând cei absenți, și este o mare satisfacție pentru copilul respectiv că el a realizat prezența în ziua respectivă. Sunt forme diverse de a-l stimula pe copil, de a-l evalua. Acest lucru se practică și la grădiniță, cum vă spuneam, de peste 2 ani. Este vorba de prezența la grupă. Noi folosim fotografii ale copiilor din același motiv, pentru că ei nu-și cunosc, nu pot să citească în totalitate numele. Unii da, alții nu. Că sunt copii cu capacități deosebite, care au aceste competențe. Dar se folosesc simbolurile, dar pentru prezența la grupă, de cele mai multe ori, o fotografie minimalizată pe care el o recunoaște. În felul acesta, cum spunea doamna profesoară, îl responsabilizezi și prin asta primește și el un calificativ pozitiv. Mai mult decât atât, și bănuiesc că și dumneavoastră, sunt sigură de altfel că și dumneavoastră practicați același lucru, și în grădiniță și la școală se face și o autoevaluare. Copiii își fac evaluarea propriilor rezultate și analizează produsele în comparație cu celelalte. De aceea există foarte multe panouri expoziționale care reprezintă, de fapt, segmente ale muncilor. Sunt puse la îndemâna copiilor ca ei să poată acționa în aceste panouri expoziționale. Și când se depășește momentul, sunt afișate în holurile școlii, pentru ca părintele, care nu are totdeauna acces în clasă, că nu este normal ca părintele să intre chiar toată ziua, ori de câte ori își dorește, în clasă. Se întâmplă acest lucru, dar în prezența profesorului și cu acceptul lui, să poată să vadă lucrările finalizate ale copiilor. Din aceste lucrări se întocmesc niște portofolii care reprezintă mijlocul de evaluare pe care cadrul didactic îl folosește. Și am vorbit în acest moment și despre foarte multele asemănări pe care le găsim între grupa pregătitoare, fosta grupă pregătitoare și actuala clasă pregătitoare. De fapt, asta este grupa pregătitoare. Sigur de la grădiniță, da. Bine, probabil îmbunătățită. Categoric. Și datorită condițiilor și în care se desfășoară, locației, sigur că da. Și schimbarea statutului social pe care îl are copilul din prezență benevolă sau de, mă rog, la latitudinea părintelui, în școală prezența este obligatorie, dar nu forțată. Se folosesc acele stimulente și acele evaluări, cum spunea doamna profesoară, în așa fel încât să-ți atragi copilul să vină cu foarte multă mare plăcere, cu foarte mare plăcere la școală, nu din obligativitate și nu constrâns. Asta e foarte important, nu prin constrângere. Bine, ei acum sunt și la o vârstă, la 6 ani deja au 2-3 ani de grădiniță, ei sunt obișnuiți și cu programul și cu, s-au adaptat deja cerințelor și... Și să știți că am întâlnit educatoare care, sincer spuneau, și e firesc, era grupa pregătitoare, atunci era cea mai mare vârstă a lor, discutau altfel față de grupa mică și atunci când să discutăm și noi să vorbim altfel cu ei, ne-i luați și să poți voi să faci mai mult, să poți să faci cât îți dorești, sigur pentru că sunt la grupa sigur mică. Da. Sunt... Ei sunt exact ca o floare, un bobocit, bobocul acela, da, și când se înflorească, de floare și da, da. Bine și ție ea, e adevărat. Așa este. Dacă ne uităm la rezultatele obținute din chestionarea cadrelor didactice, observăm că avem 82% cu da, la considerați necesară păstrarea clasei pregătitoare în ciclu primar. Avem și colegi care au spus nu, 13%, și nu știu, 5%.
13% sunt cei ghiță contra cu sau sigur fără argumente. Da. Vor să, sau să cei se cărora... schimbe ceva, dar să rămână totul da, în aceeași sau cei, cărora... sau cei care conștientizează foarte bine ce răspundere extraordinară discuția, așa da. Își asumă. Da. Volumul, da. De, volumul muncă, de muncă îi sperie. Da. Da, volumul de muncă e infinit mai mare. Așa este, pentru că da. Să recunoaștem, la clasele 1-4 stilul de predare era apropiat de gimnaziu. Mai mult decât de grădiniță, de grădiniță. Ori da. Clasa pregătitoare este mai apropiată de grădiniță. Elementul esențial este jocul, se învață... Este liant sigur că da. Grădiniță și școală. Da, bine, și de acum totuși... Învățarea se face prin joc. Predarea aceasta integrată va continua și la clasa 1 și la clasa 2. Programele școlare au fost elaborate ca un tot pentru clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2. Deci stilul acesta și chiar disciplinele în sine, muzică și mișcare, care nu mai avem educație muzicală, educație fizică, educația fizică a rămas, dar avem muzică și mișcare. E cu totul altceva. Iar educația fizică, din cunoștințele mele, este făcută de cadru didactic, da. Ca și opționalul de limbă străină, de exemplu, în situația în care optați pentru un astfel de tip de opțional. Da, la formare este... făcută, este desfășurată ora de educație fizică de cadru didactic, iar acolo unde se poate de profesorul de educație fizică. Da. La noi, de exemplu, la școala Savin Popescu, profesorul desfășoară ora de educație fizică. Normal ai permite acest lucru da, și este da, un lucru deosebit. Sigur că da, este da. Un lucru extraordinar, este un lucru deosebit. Așa cum spuneam chiar la începutul emisiunii, după ce s-au mai liniștit puțin apele după, la începutul introducerii acestei clase pregătitoare, au existat și încă există argumente pro și contra. Sigur că da, și ale părinților și ale părinților și ale cadrelor didactice. Aici am argumentele, acum dacă vreți să mă ajutați, nu știu ale cui sunt. Eu am aici pagina 8 ale cadrelor didactice. Bun, deci argumentele cadrelor didactice da. Și argumentele pro și contra ale părinților. Ale părinților. Haideți să vedem câteva dintre cele pro ale cadrelor didactice. Da. Așa, se spune aici, copiii sunt mai responsabili la școală decât la grădiniță, socializează mai ușor, vor fi mai disciplinați la intrarea în clasa 1, se realizează o trecere treptată de la grădiniță. Deci, până la urmă, și iarăși un lucru care mi s-a părut interesant aici, învățătorul are interesul de a-i pregăti pe elevi pentru clasele următoare. Deci, practic, își ușurează și formează și ușurează munca lui de următorii 4 ani. Da. Activități de desfășoară interdisciplinară, așa cum spuneați. Se pune accent pe formarea competențelor. Sunt multe, multe, nu putem să le... Mai introducerea aici... cursurilor de limbi străine la o vârstă fragedă așa este benefică. Și ticul, dar și în grădiniță avem... se, se face de și de câțiva ani, numai cu persoane autorizate, da. Cu PFA, numai cu cadre, cu persoane cu studii superioare, cei care sunt atestați pentru predarea unei limbi străine. Și de asemenea și pentru muzică și pentru dans folosim aceleași tipuri de oameni cu pregătire specială pentru predare. Avem și mi se pare un lucru deosebit ca argument pro, creșterea ratei de cuprindere a copiilor în învățământul obligatoriu, ceea ce are ca efect stoparea abandonului școlar, care este o problemă. Și da. Faptul că devine obligatoriu, continuitatea cadrului didactic timp de 5 ani, ne spun colegii noștri. Mie mi s-a părut interesantă și faptul că programele școlare pentru clasele 1 și a 2 sunt decongestionate. Da, așa se va întâmpla. Ceea ce e un lucru extraordinar, extraordinar pentru da. Ei. Merge pe proiectarea integrată și atunci lucrurile se simplifică puțin. Asta nu înseamnă că nu vor fi la fel de importante competențele formate. Nu, nici pomenele de așa ceva. Dar nu se mai merge punctual. Copilul trebuie să știe cu exactitate. Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Nu. Lucrurile sunt văzute în integralitatea lor, pentru că acesta este conceptul de așa integralitate. Este. Apoi, în categoria argumentelor ale părinților, este vârsta prea fragedă a copiilor pentru școală.
Nu cred. Vă rog, doamne. Nu cred, da, pentru că acum noi avem eu cred că părinților chiar au mers de 6 ani la școală. Păi și noi asta spunem. Noi avem câțiva ani experiență și noi am lucrat și cu copii de 6 ani și chiar le arătam, le prezentam colegilor la Slobozia. Aveam cu mine un copil care a împlinit 6 ani în prima zi de școală. Era prima mea serie de copii și astăzi este învățătoare. Deci nu este nicio... Aveam un exemplu viu lângă mine. Nu era nicio problemă și cred că nu este... Nu, acesta chiar nu este... Bine, probabil că părinții sunt și speriați neștiind abordarea disciplină, abordarea aceasta interdisciplinară și faptul că învățăm prin joc. Dumnealor știu acel învățământ tradițional și greu și riguros. Și probabil din această cauză. Probabil și la asta se gândesc când spun insuficientă dezvoltare neuropsihică a copiilor. Nu, nu este adevărat. Nu. Există cercetări științifice care vorbesc despre conceptul zonei proximei dezvoltări. Ce înseamnă acest lucru? Că la această vârstă se poate face o evaluare exactă, mă rog, o evaluare mai atentă a ceea ce au acumulat copiii și poți în parametrii aceștia să stabilești dezvoltarea ulterioară. Deci pe acest principiu se bazează această clasă pregătitoare. La această vârstă, pedagogii, psihologii au constatat că se pot face astfel de studii și că acești copii sunt pregătiți fără discuție să pășească în acest tip de activitate școlară. Și dacă ne uităm în Europa, aceasta e vârsta. Da. Sunt țări în care copiii vin la 5 ani la școală. Deci, da. Și uite, bine, este... văd aici un argument și care este perfect adevărat. Perioada de vârstă între 3 și 7 ani este cea în care elevul face... Copilul face cele mai mari achiziții. Da, este foarte important. Vârful memorării. O să fiți surprinsă că nepoțelul meu are 2 ani și jumătate și o spun cu mândrie, noi nu am dorit să ne dorim un copil absolut normal, dar el la vârsta aceasta, în ciuda faptului că nu vorbește prea grozav, știe aproape toate literele alfabetului. De ce? Pentru că a avut ca material intuitiv un joculeț din niște siluete de litere și cifre care l-au atras în mod deosebit și lucrul acesta i-a facilitat acumularea de astfel de cunoștințe. Neforțat își dorește și categoric motivul este materialul didactic. Și eu aș avea un exemplu, dar pentru că tot ați spus și... ca să vin cu un argument pentru acest lucru, tot la o fetiță de 2 ani și 3 luni, așa, nu vorbește foarte bine, nu știe multe cuvinte în limba română, dar în schimb cât în engleză. Da? Fără să știe ce înseamnă normal, dar le-a auzit și repetă. Sigur, și pronunță mai bine în engleză decât în română. Da. Deci asta înseamnă că avem copii deștepți, copii pregătiți și sunt... Fără discuții. Mai problematic e cu noi ăștia, mai bătrâni, care sunt mai reticenți și mai puțin pregătiți. Ei probabil sunt gata oricând de orice încercare. Probabil că dacă la nivelul televiziunilor, chiar și a televiziunilor cum este aceasta, o televiziune regională, o televiziune locală, s-ar face mai multe dezbateri pe această temă și părinții ar fi dornici să asculte impresiile noastre a celor care lucrăm cu copiii dumnealor, probabil că reticențele ar fi din ce în ce mai mici și ar realiza că lucrurile intră pe un făgaș de normalitate și nu și-ar mai face probleme în ceea ce privește copilul. Aș vrea să ne oprim asupra unui argument contra și care mi se pare într-adevăr foarte serios aici și depășește practic și cadrul local, ca să spun așa. Este vorba de lipsa programului after school. Da. Și ce se întâmplă cu copilul după ce termină programul la școală? Pentru că el, în grădiniță fiind, putea să rămână acolo până la ora 18. În grădinițele cu program prelungit. Care sunt majoritare și până la urmă. Au Trebuie să se descurce cu ei. Sigur, asta, într-adevăr, este o problemă pentru părinți. Și vedeți acest after school să fie
organizat cumva în școlile respective ca să elimine deplasarea copiilor, cumva subvenționat de stat ca să elimine de asemenea cheltuiala deosebită pe care părintele trebuie să o facă, da, și în același timp să asigure securitatea copilului. Da. Așa este. Iar aici va fi într-adevăr o problemă. Așa este, iar posibilitățile noastre în momentul de față sunt limitate din toate punctele de vedere și financiare și de spațiu. Vă referiți la la școli. La școli. La școli. Și a părinților, da, la fel. A multora dintre părinți, da, la sigur fel. Că da. Da. Cu toate că pentru părinții... că un after school e mult mai scump decât era un program de grădiniță. Da. Și părinții sunt deschiși și de multe ori pun această întrebare pentru că peste tot în ultimii ani se vorbește de acest after school și ridică această problemă, dar de ce nu avem și ar fi deschis să meargă copilul într-un astfel de program? Sunt atât de multe lucruri de spus pentru că era interesant să mai amintim și despre faptul că în această clasă specială, clasă pregătitoare, se vor face lecțiile în afara clasei, sălii de clasă, în afara școlii, se vor face natură, copiii vor învăța... Se recomandă acest, da, lucru, acolo unde există această posibilitate este recomandat și acum această recomandare nu este numai a clasei pregătitoare. Anul acesta eu am predat punctele cardinale, linia orizontului și am ieșit cu copiii în oraș, în natură și au văzut copiii, au observat mușchiul pe trunchiul copacilor și erau atât de încântați. Lecția aceea a fost extraordinar de bine. Și o vor ține minte, toată viața. Este recomandat, dar în funcție de condițiile. De asemenea, perioada organizată de școală altfel, programul școală altfel recomandă alte tipuri, îmbrăcarea, sigur, în alte forme a predării cunoștințelor către elevi. Și de asemenea se organizează excursii, vizite, fără implicarea materială a părinților și a fost și acesta un succes deosebit. Școala altfel la toate nivelurile, din câte știu eu. Așa este, cu toate că și acesta la început a ridicat controverse, a strânit discuții și acesta... Așa de place nouă să facem din orice o discuție înainte de a vedea ce se așa întâmplă. Este, măcar să așteptăm, da, să vedem ce, da, se întâmplă și dacă nu-i bine, după aceea să discutăm. Uite, și noi discutăm. Noi ne discutăm mai la început, că... Dar am încercat să lămurim niște lucruri care erau poate neclare celor care așteaptă ca în această toamnă să-și ducă copiii în această clasă pregătitoare. Deci tot ce putem spune acum este că, din punct de vedere al guvernului, așteptăm un răspuns definitiv dacă această clasă pregătitoare va fi exclusiv la școală sau pentru cei care nu vor să meargă la școală, va rămâne în grădiniță. Aici urmează să ne dea răspunsul și cum vor face, cum vor rezolva problema dotărilor, problema amenajării spațiului care încă mai există. Iar din punct de vedere al cadrelor didactice, spuneți că totul este... Da. Este bine. La momentul acesta, părerea mea este că este bine. Important e să fie bine pentru copii. Domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost prezente în această seară și așa cum vă spuneam, cunoscându-vă dragostea pentru copii și pentru meseria pe care o faceți și recunoscând și înclinarea mea spre subiectul acesta, probabil că ne vom mai întâlni. Poate să discutăm despre acest subiect, dar la o dată ulterioară ca să vedem rezultatele și vom avea cu siguranță multe de spus. Vă mulțumesc și dumneavoastră dacă ne-ați urmărit în această seară. Vă urez să aveți o seară plăcută. La revedere și numai bine!